dat emoțiile mele, pentru că n-am fost niciodată în fața bisericii. Vreau ca să spun lucrarea care a făcut Dumnezeu în viața mea. Mulțumesc lui vouă, tuturor care m-au ascultat în rugăciune. Diagnosticul meu a fost atât de clar, atât de greu și de dureros, a fost cancer mamar la piept. S-a întâmplat în luna lui septembrie. Am fost cu cazul ăsta. Am scos de la piept nodulul care a fost. Domnul doctor a zis, da, e clar, cancer, trebuie ca să faci citostatice. Suprațiune foarte greu, suferință mare, 4 cicluri de citostatice, după care urmam pe data de 27 ianuarie operație, ca să scot pieptul tot afară, clar. Atunci a adus Dumnezeu o zi măreață și binecuvântată, data de 15 ianuarie. Am fost la frații penticostali. Acolo a fost un frate de la Bocșa, care cu putere, altceva nu pot ca să zic, decât cu putere mare. Acolo, prin gura lui, fratele ăla striga cât putea el, dar eu nu aveam de gând ca să merg în față fraților, că nu am fost niciodată în centru atenției, mă știți tot și mă cunoașteți. Și am zis, nu merg, fratele striga, veniți în față, Domnul vrea să vindece cancerul astăzi. Doamne, eu de pe ultima bandă, eu nu mă duc în față, eu nu merg. Aveam alte gânduri ca să merg, mărturisire, unger, alte planuri, eram eu în... Ca până la urmă, fratele striga una-tuna, surorile toate, du-te Simona, du-te. Când am ajuns față-n-față așa, cu fratele, fratele spune, înaintea ta stă o operație, dar n-ai să mai mergi, așa au făcut, dar n-ai să mai mergi la operație. Fraților, mă mărturisesc că am ridicat mâinile sus, a spus fata mea, mami, n-am crezut că a fost vocea ta acolo și am țipat cât am putut eu. Slăviți să fii tu, Doamne, am simțit lucrul ăsta, atâta știu, fraților, că atunci fratele s-a rugat pentru mine, eu m-am dus în spate și stând așa, cu mâna așa, am zis, păcatul o și venit în viața mea. Și eu zic, tu crezi lucrurile ăștia? Vezi de treabă, după 27 tot merg la operație. În timpul ăla, când mintea mea era chiar acolo, o soră, tot cu Duhul Domnului, s-o și ridicat sus și zice, pentru sora care trebuia ca să meargă la... Vreau ca să spun, sora, atunci când vine necredința, să te gândești la seara asta. Și atunci era fraților necredința, pe loc era. Atunci am plecat întărită grozav. Dacă sora nu se spunea ca să-mi spună, eu plecam așa. Ziceam, nu cred eu în așa, eu tot merg la operație. Dar în timpul ăla sora s-a și ridicat. Nu a durat mult timp, asta a fost joi, 15 ianuarie, marți, am sunat medicul meu. Domnul doctor, vreau ca să vin pentru că, uite, asta și asta, am fost vindecată, știu eu, și vreau ca să merg pentru control. Doctorul a zis, nu se face așa ceva. Domnul doctor, dar vreau ca să vin. Când să vin? Mâine vin eu. Asta a fost în marți când am sunat medicul, miercuri am și plecat cu sora mea. Vreau ca să vă spun că dacă sora mea nu era lângă mine, eu eram atunci, nu știu, medicul meu, da, și că da, tu ești cu vindecarea. Când am intrat, eu zic, da, pune-te jos acolo, eco mamară. O luat aparatul, mi-l-a pus de două ori pe piept, zice, da, în majoritate parte nu mai e nimica. Dar știi ceva? Operația tot trebuie ca să o faci. Sora mea pe loc a fost. Pe loc, de asta vreau ca să spun că eu a fost un stil tare lângă mine. O zis, da, domnul doctor, puteți ca să scrieți rezultatul de la ECO? Dar eu zis, da, pot. De unde, fraților, el altceva au scris. Eu spun intervenție chirurgicală, pacienta refuză. Sora mea a fost pe loc înștiințată că doctor minte. O zis, minte, Simona, noi avem un Dumnezeu viu care nu ne minte. Când el a spus că vindecă, vindecă. Așa am făcut. Mergem la cea mai mare clinică unde a fost cu prima dată descoperită cu cancer. Mergem. Noi, sora mea, păi nu putem intra acolo pentru că acolo trebuie programare cu o săptămână înainte și trebuie multe, multe. De-aia și că mergem. Mi-am minte aici și cu gândul, Doamne, dacă tu ești Dumnezeu cu adevărat, păi ajută-ne ca să intrăm fără
știe domnul doctor Podean, cel mai bun doctor, bătrân. O luat filmul meu așa și zice, da, când ai făcut prima? Da, domnul doctor, am scos nodulul pe 8 septembrie. Și că da, ești vindecată. Cicatrice, rezultatul am aici, fraților. Aici, aici, cum am avut cancer și care a fost. Aleluia. Și că da, ce ai făcut, femeie? N-am făcut nimic, la 4 cicluri de chimioterapie. Bine, bine, și acum, ce ai făcut acum? Nimica, domnul doctor, eu din 10 decembrie nu mai am chimioterapie. Măi, femeie, nu mai ai nici noduli, nu mai ai nici absolut nimic. Trebuia ca să mă taie fraților de aici, ca să-mi scoată de sub braț noduli canceroși mulți, cu piept, cu totul în tot. Nu mai ai nimic, femeie. Du-te acasă liniștită și fii atent. Dacă n-aș fi cunoscut cazul tău, dar doctorul cunoștea cazul meu tot, dacă n-aș fi cunoscut cazul tău, aș fi spus că n-ai fost niciodată bolnavă. Recidivă, să se întoarcă cancerul înapoi. Asta o bătut așa și-o zis niciodată. Ganglion ca să mai faci niciodată. De unde medicul ăla? De ce mi-a fost înștiințat? De Dumnezeu, fraților! Spune-i cuiva medicii că cancerul nu se mai întoarce. Cancerul se întoarce dintr-o parte în alta. Și vreau ca să vă spun că asta e puterea Domnului care a făcut tot lucru și vreau să spun că toată viața vreau ca să stau lângă El și vreau ca să spun oriunde merg și oriunde calcă picioarele mele, vreau ca să spun planul care l-a făcut în viața mea și vreau ca să vă dau și îndemn pentru biserică, pentru că vă iubesc. Fraților, căutați cu Dumnezeu din toată inima. Lăsați